Morisca, adaptare radiofonică după comedia cu același titlu de Ion Luca. Pentru a putea da glas poveștii noastre, trebuie să ne reîntoarcem cu gândul la Bucureștiul dintre cele două războaie mondiale. Undeva, pe o stradă zgomotoasă, se află redacția revistei săptămânale Zări Limpezi. Personalul redacției nu a venit încă la lucru. Prin odăi trebăluiesc cei doi oameni de serviciu, Ghiță și nevasta lui, Varvara. Măi, dorule, măi... Of, ce tot cânți așa de Ghiță! Ce jelui acolo? Vesel, tu nu poți cânta! Nu mă lasă inima, Varvaru. Atunci, tacă-ți fura. Nu pot, sunt slugă, îmi jelesc amarul. Dar ce? Numai tu ești slugă? Și tu. Dar e greu să știe sluga că nu poate vorbi de necazurile lui. Ia nu mai fă tu pe filozoful că nu te prinde. Un dram de înțelegere stă bine oricui. Dar când ai mai avut un minte ca să o ai și acum? Noroc de mintea mea că al minte. Ce al minte? Păi dacă nu eram eu să te îmboldez la târg, azi tot la bișghin stăteai. Ziua la porci, iar noaptea pe cuptor. Era bine. Eu te-am făcut ca să schimbi minei pe ghete și nădragii pe pantaloni. Iar fecior tot de învață la școală, la București, nu în căștioara proptită în șale de la țară. Ia. Domn director Vântul. Ia, rebea. Ai sprăvit de șters, am sprăvit de trejere de dincolo. La ordine, domn director. Da, domn director. Mare pacoste să ai nevastă. A mea mă face să-mi iau lumea în calm. Și dă-i cu șampanie, dă-i cu femeie. Măghiță, vreau să dor. Și dacă vine nevastă mea... Ferească Sfântul. Dacă vine nevastă mea... Rău, mă, rău. Așa e, rău, domn director. Spui că dorm. Am citit până în zori. Până în zori, da? Manuscrise. Da. Și după oboseala muncii. A muncii, mă, ai auzit? A muncii, domn director. Am adormit. Ați adormit. Așa, bravo, Ghiță. Ești mare isteț. Am adormit. Hai la culcare. Somnușor, domn director. Da, Ghiță, bravo. Ghițeșor. Ah, bărbați, e unul așa-s toți. Le-ai ascultat la ușă. Ba bine că nu. Da, să ieși, am auzi. Dacă vine doamna lui domn director... Lasă vină. Și ești trăznită, vrei să-i spui adevărul? De ce nu? Spune-i dacă vrei, mai bine. Da, afară. Mergem la bișghir. Decât sluga boierilor la ce trebuie și la ce nu trebuie. Bună dimineața. Să trăiți, domnule prim redactor. Dar ce-i nou, Ghiță? Domnul director Vântu a venit chiar adineauri. Doarme la mine lui în cabinet. E făcut bine, ca după chef, cu șampanie. Nici n-am sosit bine și e vecinei. Da. Vă salut respectos. Dar ce vrei, domnule, ce vrei? Mai de dimineață nu te puteai scula? Vreau să vorbesc cu măietatea. Ne așteaptă, domnule, mai așteaptă, nu da buzna așa. Abia am intrat în birou, Ghiță. Nu mai câteva minute. Domnule, dacă spunem de-auni să așteptați, treci mata dincolo și așteaptă. Cum e, Ghiță? Domnul director Vântu are mare frică de doamna. Soția dumisale. Adică? Adică dacă vine doamna să-i spunem că a citit toată noaptea manuscrise în birou la domniața. Să nu cumva să afle doamna că a chifuit anumite regiale. Atât? Da. Bine. Ai grijă să nu afle. Da. Și acum vezi de treabă. Cheamă-l pe individul acela înăuntru să termin cu el. Am de lucru. Da. Intră, doamne. Mulțumesc. Da. Dar ce-i cu dumneata? Ce dorești? Am... un manuscris. Vreo poezie? O novelă. Poftim. Și nici mai mult, nici mai puțin vrei să o publicăm în revista noastră. Tocmai. Ai mai publicat ceva? Nu. Asta e cea din-tâi pe care o dau la tipar. Așa. Și revista noastră. Revista noastră cea mai bogată, cea mai citită, cea mai aleasă, o socotești făcută pentru încercările literare ale unor debutanți. Dacă sunt bune... Și, mă rog, cum te cheamă? Ion Popescu. Cum? Minunat nume, garantează orice articol. Ion Popescu. Și, mă rog, dumneata, crezi că ai scris o novelă bună? Autorii sunt ca mamele, cred în frumusețea copiilor lor. Ce autor, domnule, ce autor? Dumneata habar n-ai ce e un autor și vii să publici novele. Ce autorul-i mamă? Creează. Autorul creează? Autorul nu e creator, e un paravan pentru creație. Păi, atunci cine creează? Criticii, reclama, noi. Să mă iertați, dar ce-i frumos rămâne frumos și ce-i... Domnule, ideile dumitale sunt fier vechi, ruginit. Noi, criticii, suntem fabrica de gândire literară. Lumea n-are când să gândească prin ea. Îi vindem noi tot confortul de gata. Uite, dumneata de pildă, scrii pe o pagină titlul. Da. Sinfonia tăcerii. Dar nu scrii nimic de desubt. Lași pagina goală. Ei bine, noi te facem cel mai mare poet. Cu foaia albă? Am spus. Autorul nu există. E un paravan. Totul e criticul. Iată. Noi scriem. Noi criticii. O poezie fără precedent. Da. O noutate de covârșitoare genialitate. Citiți Sinfonia tăcerii. Adânciți golul paginii. Golul mut. Golul pustiu. Golul fără expresie. Concentrați mintea în el. Degete nemărturisite de văz ating coardele neivite. Măestrii neștiute se desfășoară învolburate în nimic. Golul freamătă. Golul psalmodiază. Sinfonia fără glas a tăcerii desprinde din nimic vraja unui înțeles plin de miez. Da. Lumea ne crede. Deci ascultă Sinfonia tăcerii din pagina fără conținut. Și acum vorbă multă sărăcia omului. Manuscrisul trebuie citit. Păi asta voiam să vă rog. Ce? Ce este? Dar ce scrie aici în novelă? Unde? Așa. În ochii negri frumoși ai Linei îi căreau dorinți. Ce mă rog, ce? Ce, ochii negri sunt frumoși? Ochii negri... Stai, nu te porni. Ochii negri nu-s frumoși. Ochii negri... Bine, dar ochii negri... Ia slăbește-mă cu ochii negri. Ochii negri nu-mi plac. Și dacă eu, criticul, acela care creez, n-am nicio înclinare pentru ochii negri, nu mă ostenesc să-și citesc manuscrisul. Poftim. Iar îndărăt. Dar ce crezi că am să accept eu gusturile dumitale? Dumneata ești obligat să nu-l auzi decât ceea ce-mi place mie. Dar nu vă supărați, de unde să știu eu ce ochi vă plac dumneavoastră? Să te fi interesat din vreme. Acum lasă-mă. Scrie o novelă cu ochii care îmi plac și mie. Vino să-și citesc manuscrisul și atunci vom vedea noi dacă... Da. Cine? Eu sunt... Amalia, ce surpriză! Bună dimineața, dragă Ștefane! Bună dimineața, dar nu vine să cred ochilor, tu aici? Da, eu. De ce? Ți se pare locul nepotrivit? Nu, dar... N-ai mai venit la mine de 2 zile. Da, te lămure sunt, da. De ce? Domnule Popescu, da. Iartă-mă. Da, și nu uita sfatul meu. Ghiță! Da, domnule! Condul pe domnul. Da. Domnule Popescu, stai puțin. Da. Mi-a venit o idee. Știi ce ochi îmi plac? Ochii verzi. Ochii verzi cu adâncimi de mare. Ochii verzi cu tainițe de codru. Ochii verzi cernând vraja înlănțuitoare. Ochii verzi privește. Întocmai ca la doamna Amalia Coardă. Ai priceput? Am început să pricep. Așa. Iată, ai și niște hârtii. Treci în sala de corectură. Schimbi în toate locurile ochii negri în ochi verzi. Și-ți făgăduiesc că îți citesc manuscris. Și-l publicați? O, dar grăbit mai ești. Primul mare lucru în cariera dumitale literară l-ai câștigat. Făgăduința mea că îți citesc manuscrisul. Ghiță, du-l pe domnul în sala de corectură. Haide, domnule. Haide, vorbe. Ai vrut să fii drăguț cu mine, da? Și crezi că ai zbutit? N-Amalia. Ai pus în sfârșire scriitoraș să lăude ochii verzi și gata. Oh. Mă iubești? Amalia, am vrut să-l pedepsesc pentru nerozie de a fi lăudat alți ochi decât ochii tăi. Ochii tăi frumoși ca niște... Lasă-mă! Cunosc cântecul. Dar te iubesc, Amalia, nu te îndoi, crede-mă. Nu mai sunt proastă să mă potrivesc la vorbe. Amalia. Am nevoie de dovezi. Am destul experiență în dragoste să mă slăbești cu declarațiile tale. Sunt hotărâtă. Am venit să ți-o spun. Nu vreau să mă duci de zgardă cu lănțișor împletit din vorbe goale. Ca să vezi cât țin la tine. Ce mă rog? Dovada. Arată. Ce-i asta? Un colier. un ceas brățară. Poftim. Ce colier e ăsta? Imitație de perle. Nu-mi place. Vai, dar costă o groază de bani. Și ceasul? Arată ceasul. Poftim. De aur. Putea fi de platină cu briliant. A, dar costă enorm. Veniturile mele au măsură. Cine iubește vrea și cine vrea poate. Să împrumut, să înșel, să fur. Pe mine nu mă privește cum nu mă privește. Pe mine mă privește dovada dragostei. Atât. Vine doamna. Vine doamna domnului director. Vai, doamna, vine doamna. Asta nu mai trebuia, scandal. Directorul e dincolo, beat, parcă văd, scandal. Bună ziua. Bună ziua, doamna. Soțul meu? Doarme, a citit până mai adineauri. Știu povestea. Lămuririle necerute înseamnă orice, numai ce caută să lămurească nu. Mă iertați, gândeam că... Unde e? La domnia sa în birou. Mulțumesc. Hei! Ce mai, domnule? Dorm? Dorm la redacție, ai? Rău, ai așa. Hai, scoală, scoală, n-auzi, scoală! Hei, te-ai trezit? Nu mă recunoști. Ți s-au chimpăit geniți. Ah, da, manuscrise cu pudră și ruș. Știu povestea, știu, manuscrise parfumate, brotate, decoltate. Nu, nu mă lua cu gura înainte, mă tusește. Aha, nu vrei, bine știu tot, te-am urmărit, nu mai spune niciun. Ce? Și dacă nu? Nu mi s-a părut, domnule, ba da, tu erai! Nu e adevărat, minți! Ai o femeie curată, o femeie cinstită, o înșel fără pic de mustrare! Fugi, lasă-mă! E sentimental! Miroșa băutură! Am să spun tot! S-a sfârșit totul între noi! M-auzi, doamne? Stai, dragă, ascultă! Nu vreau să ascult nimic! Închide măcar ușa să nu se aude dincolo în redație! Închid, dar cu asta n-ai scăpat, să știi! Uf, bine că s-a închis ușa. Coropișița asta era în stare să se repeadă și la noi. Bine, îl mai muștruluiește. Până acum 2 luni, directorul era un om liniștit. Trăia din rentele nevestii. De când a primit însă o moștenire... Ce moștenire? Păi i-a murit, nu știu ce rudă și l-a lăsat moștenitor peste câteva zeci de milioane. Ce spui, 10 de milioane? Da, și din cauza lor nu se mai ocupă de revistă. Dar nici nu te mai poți înțelege cu el, parcă l-au apucat furii. Cum adică? Păi, n-ai auzit? Femei, beții, toacă banii ca un zmintit. Da, oh. Hai să o ștergem de aici. Dacă iese acum coropișița și dă cu ochii de noi, hai dincolo. Nu, vreau să mai rămân până la urmă. Vreau să văd cum se termină, știi? Scandalurile m-au pasionat totdeauna. Treaba ta, eu mă duc în sala de corectură. Nu vreau să ajung martor pe la procese de divorț. N-ai decât să rămâi. Dar dacă vezi că se îngroașe gluma, ascunde-te acolo după taperia aceea. Ascunde-te și stai până pleacă nebuna. Auzi? Gata, eu am tulit-o. Doamne, am isprăvit cu dumneata! Dau divorț! Mă duc la avocat chiar acum! Dragă, Raluca, dragă, dar gândește-te și tu, omul e om, e slab! Da, om! Dar tu nu mai ești om! Ai crezut că ai să-mi ungi ochii cu daruri? Cu daruri! N-ați darurile îndărăți! Nu vreau să știu că am ceva de la tine! Mi-ai dat perle! Perle adevărate! Mă împodobeai la gât ca să mă pângărești înșalându-mă! N-ați podoba mincinoasă! Mi-ai dat ceas cu briliante să măsor vremea unei căsătorii adevărate! Dați-l! Bucură-te de el! Am ispravit, domnule! Divorț! Divorț! La divorț, gata, asta. Divorț. Îmi pare rău. Cum ce-i? Cine-și mi-a ce cauți acolo? Să zicem că sunt o cititoare a revistei dumitale și că venisem să-l cunosc pe director. Mă rog, încântat, dar... Dar am picat prost. Nu? Ce s-a întâmplat? N-ați auzit? Divorțat. Nu vă stă bine. Divorțat? Nu-mi pasă, de a 3 ori. Nu asta? Dar ce? Cravata. Cravata, da. Mi s-a deranjat cravata, nu? S-o potrivesc eu? Așa. Acum vă stă bine. Mulțumesc. De ce râzi? S-a zburlit. Nevasta? S-a zburlit de bunăcei. Nu, frizura. Stai să-ți o potrivesc. Cu plăcere. Cu pieptonașul meu. Așa. perfect. Mulțumesc. Tâmplele acestea ostenite de citit atâtea manuscrise, cer mângâieri. Ah, ce odihnitoare e mângâierea dumitale. Ciudată femeie. Îți pare nefirească? Ah, dimpotrivă, așa de firească încât m-ai captivat cu totul. Să te cred. Dar jur, și ca dovadă să-ți prind acest lanț de perle. Femeia a plecat, trăiască femeia. Cât am dorit să am un colier de perle adevărate. Oh, cât am dorit să am mângâierea unei iubiri adevărate. Și un ceas brățară cu briliante, zău. Ceas brățară cu briliante? Visul meu. Iată, visul s-a împlinit. Poftim, dă mâna să ți-l prind. Ca în poveștile cu Alibaba. Oh, Alibaba, Alibaba. Divorță. Vrei să ne luăm frumoasa mea recunoscută? Da. Mă vei iubi? Da, până ne vom despărți. Dacă ne iubim, nu ne vom despărți niciodată. Sigur. Da. Dacă nu ne despărțim, ne vom putea iubi toată viața. Da, toată viața, Alibaba. Da, să mergem. Să vezi a mea. A mea. Bună dimineața, domnule director. Bună dimineața, dragă țărușule. Adevărată bună dimineața. Aer proaspăt, sorb aer proaspăt. Totul proaspăt, mereu proaspăt. La revedere, dragă țărușule. Plec cu această prea frumoasă doamnă. Cum? Care a apărut în viața mea tocmai la momentul potrivit. La revedere, bine, la revedere. Alibadat, la revedere. Dar, domnule director, eu... Domnule prim-redactor. A, dumneata, iar dumneata. Am izbutit, m-am concentrat și am scris. Ochi verzi ca marea. Ochi verzi. Ce ochi verzi, domnule, ce ochi verzi? Ochi verzi, cum mi-ați spus. Am șters ochii negri și am pus în toate locurile ochi verzi. Foarte rău. Sunt ochii care vă plac. Nu-mi plac. Dar v-au plăcut, adineaură mi-ați spus. Mă scoți din sărite, domnule, ți-am spus. Nu-mi plac ochii verzi acum. Asta înseamnă că nu mi-au plăcut niciodată. Ai înțeles? Păi, știu eu ce să mai înțeleg. Ți-am făgăduit că-ți citesc manuscrisul. Da. E, cu o condiție. Să nu lauzi ce nu-mi place. Da, ochii negri, așa mi-ați spus. Ei bine, lasă ochii negri acum. Nu-mi plac ochii negri, dar nu-mi plac nici ochii verzi. Atunci ce ochi vă plac? Acum nu-mi plac de niciun fel. Vai de mine, ce mă fac? Eroina mea are ochi. E, renunță la culoare. Eroina dumitale are ochii incolori. Asta nu se poate. E, atunci fă-i roșii, galbeni, albaștri, numai verzi nu. Verzi nu, verdele lurăsc. Roșii, galbeni... A, da, albaștri, mă duc, îi schimb, îi fac albaștri. Păi și lasă-mă. Ce e, Ghiță? Vă caută un domn. Să intre. Dacă poftiți, domnule. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Dumneata ești mai mare aici? Acum eu. Uite-ți, pe mine mă cheamă Jenica Buftea. Da. Pe dumneata cum ai onoarea să te chemi, ai? Ștefan Țăruș. Foarte bine, domnule Țăruș. Să stăm de vorbă. Da, ce dorești, dumneata? Păi eu, domnule, sunt negustor de pei crude pentru tăbăciri. Bine, domnule, dar aici e o revistă de literatură, da, filozofie, artă, de critică. Așa, așa. Dar ce ar a face negustoria dumitale de pei crude cu... Păi are, domnule, are. Păi dacă n-ar avea ce să o cotești, că mi-aș pierde vremea să stau de vorbă cu dumneata. Cum? Păi afaceri, afaceri dumneata. Dar ce afaceri, domnule, ce afaceri? Dar ce înseamnă o brăznicie asta? Aole. Unde te trezești? Ia seama, te dau afaceri. Ce să mă dai că acuși ai să mă pup, dar ascultă, scurte. Vreau să mă însor, domnule. Am nevoie de revistă. Ieși afară. Ce, revista noastră e revistă de anunțuri matrimoniale? Stai, frate, o, dar ce te-a prins așa? Om de afaceri ești, nu? Păi dacă îți pierzi cumpătul, nu folosești nimic. Domnule, n-am vreme de pierdut cu dumneata. Mă așteaptă treburile mele. Timpul pentru mine e scump. Da, așa e, timpul e scump, vorba aceea. Timpul-i bani, ai dreptate, sigur. Și pentru că timpul costă bani și eu am nevoie de timpul dumneavoastră, uite aici, te poftim, ține 1000 de lei, e dreptul dumneavoastră, ia te rog să stai jos și să mă ascult, ia mă ascult aici. Bine, bine, așa mai merge, te ascult. E, domne, eu sunt negustor de piei crude. Da. Auzi, mi-a venit gândul să mă însor. Am căutat... Și am ales o fată grozavă. Dar fata, domnule, are un moft. Auzi, moftul e că nu vrea să se mărite decât cu un romancier. Auzi, zici că romanele sunt la modă și omul cel mai la modă e romancier. Bine, bine îmi zic eu atunci, foarte bine. Vrea romancier? Apoi romanciera să ia. Pe mine... Pe bine, dacă nu-i fi eu cel mai grozav romancieră, păi lasă. Și auzi, m-am pus pe treaba. Da, am luat vreo 10 romane de unul, de altul, iar de altul și dă-i băiete, citește. Sfârșesc eu cărțile, auzi, vreau să zic că zic, ăsta mi-e romanul, ăsta e romanul. Apoi dacă e ăsta, las pe nenea Jenica Buftea să stoarne un roman, să joace țonțoroiul toată lumea. Ia uite aici, iată, am croit romanul. Iată-l scris la mașină. Dar ce să fac cu dânsul? Să-l tipărești în evișați mitale. Cum așa? Pe necitite? Aoleu, că bine zici. Au, trebuie citit, așa e. Asta, ia, poftim aici. Iată, 5.000 de lei. Hai, lasă, închepește-ți că l-ai citit. Ai trimite romanul la tipar. Cum să meargă? Asta e revistă cu reputație. Păi, tocmai, dacă revista e cu reputație, înseamnă că și romanul e cu reputație. Ai? Și apoi reclama e sufletul comerțului. Și pentru că, de știi, vorba aia, comerțul e comerț, reclama e reclamă, ia-te aici, ia-te un pachet, ia-te 50.000 de lei, bine, se face. Dragul meu, așa face, ne-ata ești nașul meu, cum apare romanul, cum mă însor, pa! La revedere, dragă domnule Țăruș! La revedere! Eu mă însor. Ce, Ghiță, a mai venit cineva? O domnișoară. Da, să intre. Da. Intră, domnișoară, Buftea. Bună ziua! Bună ziua! Aștept în drum și domnul... Pe cine aștepți? Pe domnul Ion Popescu. Am venit cu dânsul și... Și te-ai plictisit așteptând în stradă. Nu, mi-e frică. Ți-e frică? De ce ți-e frică? S-au legat niște domni de mine. Vreau să-l anunț pe Ionel. Mi-a spus să-l chem cum nu-mi dă pace careva. Mă iubești așa de mult. Și dumneata îl iubești la fel? Îl iubesc. Îl ajut să scrie, să facă poezii. Da? Cum îl ajuți? Eu stau frumos pe scaun, pe prispă sau pe iarbă. El lângă mine. Eu împletesc sau cos. El scrie. Interesant. Și nu mai scrie? Așa, nu se apropie? Nu te mângâie? Nu te sărută? Nu. Asta când ne vom căsători. Așa? Dar de unde veniți? De la țară. Vă mutați în București? Da. Dar cu ce veți trăi aici? Vom căuta câte un locșor să muncim. Dumneata, ce știi să faci? Am o scriere frumoasă. Lui Ionel îi place așa de mult. Vrei să te angajezi la mine? Știi că îmi place. Înveți să scrii și la mașină. Vreau, cu Ionel împreună. Nu, de Ion Popescu n-am nevoie. Nu pot să mă despar de el. Bine, dar el... Bine, dacă și-a o slujbă undeva în altă parte, îi găsesc eu. Nu, amândoi. El nu poate lucra. Are să poată. Nu. Întotdeauna îmi spune: Lina, din ochii tăi negri simt cum respiri puteri, din ei mintea mea prinde năluciri vrăjite. Te cheamă Lina? Da, Lina. Lina din novela asta pe care mi-a adus-o? Da. Așa, Lina. Lina cu ochii negri. Eu sunt toată viața lui. Te minte. Cine? El. Ionel? Da, Ion Popescu al dumitale. Nu e cu putință. El nu minte, știu eu că nu minte. Dumneata spui că nu minte. Eu spun că minte. A schimbat ochii Linei din nuvelă. A schimbat? Nu se poate, nu cred, nu se poate. Ascultă, a schimbat ochii Linei. Întâi în verzi. Ochii verzi ca mare. Apoi a schimbat în albaștri. Ochii albaștri ca seninul. De ochii dumitale negri nu-i mai pasă. Nu pot să cred, e de necrezut. Da? Taci, mi se pare că vine chiar Ionel al dumitale. Treci după perdea, ascultă. Ai să auzi singură, hai, repede. Am schimbat, ochii Linei nu mai sunt verzi. I-am făcut albaștri, acum i-am schimbat mai ușor. Obișnuință. Poftim manuscrisul, mă duc, mă așteaptă în stradă. Stai. Ce ai făcut cu foile vechi? Care? Cele de la început. Cu ochii negri? Da. Le-am aruncat la coș. La coș? Da. Nelegiuire, cum ai putut face una ca asta? Păi... Du-te și le ia din coș, imediat. Întinde-le frumos cu dosul palmei și pune-le la loc. Eu nu citesc manuscrisul decât cu Lina cu ochii negri. Da? Da. Mie-mi plac ochii negri, nu citesc manuscrise cu altfel de ochi. Hai, du-te repede. Bine, fac cum vreți dumneavoastră. Mă duc îndată după foile vechi. Vai, ce rușine! Te-ai convins ce foamă e iubitul dumitale? Nu mă credeai. Poftim, ți-am dovedit. Nu mă așteptam din partea lui Ionel la una ca asta. Ce să-i faci, fetițo dragă? Așa-s poeții și romancierii. Să nu te încrezi în vorba lor. Vorba lui una, inima, alta. Pe el nu mai vreau să-l văd. Ce mă fac eu singur aici în București? Ce mă fac acum? Trebuie să mă întorc acasă. E, stai, fetițo dragă, dar de ce te amărăști? Am să te ajut eu. Și eu sunt necăjit ca și tine. Da. Femeia la care țineam a plecat mai adineauri de aici cu altul. Da, am rămas singur și trist. De aceea te înțeleg cu atât mai bine. Și vreau să te ajut. N-ai adăpost? Nu. Uite, ai să te duci la mine acasă. Dar dumneatale, cum o să... Fetițo, te rog să ai încredere în mine. Sunt un om serios. Da, îți voi căuta și o slujbă. Da? Așteaptă-mă la mine până la amiaz, când vin acasă. Atunci ne vom sfătui și vom vedea ce e mai bine de făcut. E, haide, haide, curaj, curaj, nu mai plânge. Ai un sprijin de nădejde în mine. Da, intră. O telegramă urgentă. Pune pe birou. Da. Stai. Ghiță, cu cine trimitem pe domnișoara la mine acasă? Cu mine... Cu Marinică al meu. Adul, adul. E, lasă, lasă, nu mai plânge. Ștergeți ochișorii, ochii negri. Ochii aceștia frumoși, cum au putut fi înșelați? Iată-l pe Marinică. Da. Te rog, domnișoara Lina, a venit băiatul. Te conduce el. Da, te rog, nu te supăra. Trece. Totul trece. Marinică, da, o duci pe domnișoara la mine. Spune-i menajerii să o primească bine. Am înțeles. Așa. Poftim, domnișoara. Vă mulțumesc, bună ziua. Cu bine, domnișoara. Domnule Țăruș, telegramă urgentă. Da, da, telegramă. Aoleu, trebuie să plec în provincie. Dar ce tren am? Păi să căutăm. Da, este... Peste 20 de minute. Așa. E, asta mai lipsea acum. Dar nici n-am vreme să mă duc pe acasă. Nu vă trebuie valiza, să o aduc. Nu, nu-i vreme, mă duc la părinți. La ei găsesc ce-mi trebuie. Dar să nu pierd trenul ăsta. Ghiță, da. Ghiță, vezi șeful de atelier? Da, a plecat chiar mai adineauri. Atunci spune-i tu să dea la cules textul acela de pe birou. Da, bine, bine. Da, spune-i corectorului să potrivească ortografia. Bine, bine. Adu-mă o mașină, hai, repede, repede. Am schimbat. Da, îndată. Domnule prim redactor. Da, ce e, Ghiță, n-ai plecat după mașină? Acum și-am plecat. Vrea să intre la dumneavoastră. Cine? Domnul acela. Ion Popescu. Zice că a schimbat nu știu ce și vrea să vă arate. Bine, bine să intre. Da. Tu alergă jos și oprești o mașină. Hai, repede. Am dus. E voie? Da, da. Poftim, domnule Popescu. Am schimbat din nou cum mi-ați spus. Da, da, ia să văd. Poftiți. Așa. Da, da, ai pus din nou ochii negri. Foarte bine. Tot eu am avut dreptate. Ei, ochii negri. Da, așa e, uneori au dreptate și autorii. Las manuscrisul aici pe birou. Da, 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 și fii sigur că am să-l citesc. Da, da. Mașina, da, la revedere. La revedere, domnule Popescu. La revedere, grăbit, mă ierți. Să trăiți și drum bun. E, să mă duc și eu, domnule Ghiță. Da. Mă așteaptă în stradă. Cine? Ea, logodnica mea. E o fată, te-ai cunoaște. Nu te mai așteaptă, a plecat. Cum? De unde știi că a plecat? E, ia că îți spui eu. Nu se poate. În București toate sunt cu putință, domnule. Dar mă iubește, mi-a jurat, nu pot să cred. Da. Mă duc să o caut. Ești nebun. Acum, carul cu fân. Sunt nebun. O caut. O caut. Domnule Popescu. O caut. Stai, frate. Lina. Domnule Popescu. Lina, unde ești? Domnule Popescu. Dar ce-i, Ghiță? Cine strigă? Ce s-a întâmplat? A venit unul... Îl aștepta una. Ei, și pe când ăla învârtea niște hârtii dincolo, primul redactor i-a suflat-o din coace și a trimis-o la el acasă. O fetiță cu ochii ca mura, s-o mănânci de frumoasă. Ei, Ghiță! Da, sărăcuța zău așa, nici n-a deschis încă bine ochii în București și s-a și găsit cine să-i poarte de grijă. Da, văd că s-a găsit și cine să o căineze, ți-a căzut cu tronca, ai? dar bine, femeie, ție nu-ți-e milă. Un biet băiat avea o fată acolo. Băi, bologodică. Așa, și... mă rog, căinează băiatul, dar nu fata. Ce-i cu fata? Nu, frate, n-am eu ce să... Au plecat boierii? Da, da. Ia, hai să tragem și noi o blană. Așa... Ia, dăm și manuscrisul de pe birou să-l duc la tipar. Să închid și ferestrele la director. Aici văd două dosare. Care e bun? Ce spui tu, femeie? Sunt două. Care duci la tipar? Păi, ce două? Care? Unul, nu două. E, dar mă crezi așa de nepricepută să nu știu număra până la doi? E, două... Două, na. Nu vezi că-s două. Ce? Care o fi? Așteaptă și tu pe director să-ți spună. Bă, ce grijă asta o are el acum? Atunci pe primul redactor. Ce să aștept, frate? Manuscrisul trebuie dat azi la mașină. Știi ce? Mare încurcătură. Hai să le citim noi. Și care o fi mai bun? Noi? E, adică ce, frate? Nu deosebim noi ce-i frumos de ce nu-i? Nu zic, ba, dar... E, nu mai umbla acum cu dar și cu... Tu citești acolo și eu citesc aici. Ei, hai, hai, fie și așa, să vedem. Ochișorii ei ca murele, șoldurile ca șolduri. Ăsta e cel bun, ăsta, gata! Stai, stai, ia-te încoace. Văd că ți-ard ochii și-ți sugi buzele, ia să văd eu ce te aprinde așa de tare. Îți place? Ia te uită, ticălosul! Tu l-am tipar pe ăsta la manuscrisul scris de mână! Ce, nu vrei? N-auzi? Haide ia! Nu, ăsta e bun, manuscrisul scris la mașină! Ba ăsta-i! Ba nu, celălalt! Să ți-i dai, e celălalt! Cu atât ai spus tu care îmi place! Dacă știam eu că scrie ce scrie, nu ți-l dădeam să-ți burcioți! Varvaru! Dă-mi-l că e acela scris la mașină, auzi? Eu am citit atâtea romane și reviste, știu că merge la public, nu ți-l dau nici moartă! Ia-l pe ăsta! Vrei ca să strici și pe alții tipărinții caloșii? Nu, nu și nu! Ți-am spus ăsta! Revista e serioasă, nu tipărești de cazaconii! Ia! Hai, dar stâmpără-te-o, dacă nu te mai împinde, că-l rup! Dar ce înseamnă asta? Dă-mi al înscrisul, auzi? Mie l-a spus să-l duc! Eu îl răspund! Dă-mi-l, auzi? Stai că mă gândim! Hai mă, ce ți-ar de hârjoană? Te-a misteci unde nu-ți șerbe oala. Asta-i frumos. Nu-ți place, ai? Lasă-mi. Lasă-mi. Am dus-o pe domnișoara aceea acasă la domnul redactor. Marinică, dracu, mami. Ia pe-o tu coace. Ia, Marinică. Dar tu spune că manuscrisul ăsta este mai bun decât celălalt. Tu ce zici? Uite-te la scris. Citește dacă vrei. Dar nu-ți dau voie decât în ăsta scris de mână. În celălalt scris la mașină ți se spurcă ochii. Ia. Spune, care are dreptate? Eu. Dar nu speria băiatul. Spune, Marinică, mamă, cine are dreptate? Știți care manuscris e mai bun? Spune, spune. Care are noroc. Cum adică? Noroc? Tată, dă-mi un 5. Dar ce vrei să faci cu bani? Așa, uite, îl ascund într-un pumn la spate. Fac morișcă. Uite, învârf pumnii și care ghicește în care pumn e banul, acela are dreptate. Bine, na, uite, n-ați banul. Așa, așa. Acum ghiciți. Aici e banul. Aici. Deschide pumnii. Mama a ghicit. Vezi, bărbate. Și noroc, spune că tot eu am dreptate. N-am manuscrisul scris de mână și du-l fuga la tipar. E cu noroc. Bine. După 5 zile, în același birou al revistei Zări Limpezi, Ghiță și Varvara mătură și aranjează prin birouri. Măi, dorule, măi, când vai să mai lași gândecile astea de joale, Ghiță? Măi, dorule, că noi mai fi slugă la boieri. Dar ce să mă... Dar de ce nu l-ai publicat, domnule? Stai, stai, omule, ai răbdare să cercetezi. Iată-l pe Ghiță. Să trăiești, domnule. Ce ai făcut, Ghiță? Ai schimbat manuscrisul. Apoi, domnule prim redactor, mi-ați spus să dau manuscrisul la tipar și l-ați spus pe birou. Așa. Când să iau manuscrisul pe birou erau două. Le-am sucotit, le-am învârtit. Eu știu că dumneavoastră nu-mi lăsați pe masă decât manuscrisele bune de tipar. Pe cele necitite le puneți în sertar, pe cele proaste le-ați vălit la coș. Atunci și mi-am zis, oricare o merge, tot bunie. Ia să încerc norocul. Dracu de băiat! El a venit cu ghicitul, cu Morisca. Ce aud? Dracul de băiat, ghicitul, Morisca. Dar ce aici merge pe noroc? Ia uzi-o, păi eu am scris... Domnule Buftea, uite ce e. Tipărim novela dumitale în numărul viitor. O săptămână nu pierde. Domnule... Storși o reclamă. Da, poate că mai bine că s-a întâmplat așa. Cum asta? Da, vorba aceea, toată zăbava e spre bine. Dar nu te turbura, domnule. Și asta nu mă turbur, domnule, nebunesc. Te rog, nu nebuni acum, mai amână puțin. Dar nu mă pot ține, domnule, nu mă pot ține. Nenorocire, domnule, nenorocire. N-auzi, s-a dus pe țitul de râpă. Lasă, te încredințezi. Ai să nebunești peste o săptămână de bucurie. Acum liniștește-te, du-te acasă și așteaptă. De data asta sunt eu aici. Nu se mai întâmplă nimic. Vei fi un scriitor publicat, domnule Buftea, pe cuvântul meu. Du-te fără nicio grijă. Hai că te conduc la mașină. Bine, domnule, dar dacă nu o fi așa, ce facem? Are să fie întâmplarea, batofocul, încurcătura. Să-l vad, domnule, eu nu știu. Iar voi? Voi să vă luați tălpășiți, ați făcut revista de râs. Domnule Buftea, domnule Buftea, noi intelectualii ne străduim să o ridicăm și ei, agramații, ne-o dau la fund. Auzi, domnule, unul Ion Popescu, un oarecare, publicat în revista noastră. Mă gândesc ce am să răspund la batjocorile dușmanilor. Dar e o nenorocire. Da, să mergem, domnule Buftea. Iar voi, Ghiță, Varvara, Marinică, hai, tălpășiți-a! Auzi, domnule, dacă se face la casă... Domnule Buftea, totul se va aranja. Fiți fără nicio grijă. Ei, Varvaru, ai văzut? Tu ești de vină. Dar de ce ai dus la tipar hârtiile scrise de mână dacă știai că trebuie duse celelalte? Ia că dacă nu-l duceam era rău, dacă l-am dus iar rău. Femeie ce ești. Bine că ești tu bărbat. Păi dacă erai bărbat, nu te luai după un cap de femeie. Nu ajungeam acum pe drumuri. Nici o grijă, mergem acasă. Da, l-a crescut porci, nu? Știu că-ți place. Îmi place, nu-mi place, aici stai meșteșugul meu cel bun. Da, bun, porci. Porci, acasă, da, la porci. Parcă e mai bine. Te știi stăpân oarecum pe viața ta. Nu te alungă nimeni. Și apoi ce deștept sunt porci. Răspund așa de frumos când te porți bine cu ei. Dacă îi hrănești sau dacă îi scarpi, grohăiesc plin de fericire. Dacă te aici la București, boierii mea asta nu mai mulțumești cu nimica. Veșnic țâfnoasă și nemiloasă. Acum se vede câtă dreptate am avut. Ce ești un nătăfleț. De azi înainte nu te mai las eu să faci cum vrei și ce vrei. Dar bine mă, femeie, am făcut cum ai vrut tu și uite ce ai ieșit. Cum am vrut? De ce minți? Te-ai luat după Marinică. Tu l-ai pus. Eu l-am pus. Cu Morisca. Păi da, așa, eu l-am pus. Dar unde e furisitul ăla de băiat? Să-i arăt eu. Ce? Eu l-am pus ca să ne păcălească. Mamă! Tocmai pe tine te așteptam, drace. Ia vino încoace. Eu nu știu nimic, n-am făcut nimic, mama. Nu știi nimic, n-ai făcut nimic. Na! Te învăț eu minte. Să nu mai vii cu trăsnaile tale. Na! Și na! N-am făcut nimic, mama, nu pricep. Lasă-l, femeie, lasă-l, ce-l bați, că nu el de vină. Să-ți bagi mințile în cap. Te-am pierdut slujba pentru tine, auzi? Am greșit manuscrisul. Isprăvește odată, femeie. Dar cine? Eu? Nu, mata. Ei, dar cine? Nu, Rogu. Cine? Nu, Rogu. El a vrut să se liberească așa. Dacă nu făcea Morisca... Domnul prim redactor. Ce? Nu v-ați scărat încă? L-am judecat pe băiat. Asta acasă la voi, nu aici. Hai, plecați. Iertați-ne, vă rog, domnule Țăruș. Nici o iertare. Copilul și-a luat plata. Acum să vă luați și voi plata că v-ați potrivit unui copil. Așa, am isprăvit. Dar vă rugăm. Am spus, am isprăvit. Lăsați-mă în pace. Hai, plecați. Să citesc în revistă isprava ce mi-ați făcut. Ați plecat? Bine, plecăm. Alo? Alo? Da? Încă 200 de reviste? Ce? Vă rog, adresați-vă administrației revistei. Numărul următor din cartea de telefoane. Domnule prim. Da, ce-i, domnule administrator? A sosit poșta. Fantastic. Mi se cer în provincie 18.000 de numere din revistă. Ce vorbești? Aici, în capitală, magazionerul spune că a dat tot ce avea. Extraordinar. Alo? Dar cum? Încă 250 de reviste? Dar vă rog, cereți administrații. Dar ce facem, domnule administrator? Domnule prim, domnule prim, au venit telegrame din provincie. Cum? Încă 7.000 de exemplare din ultimul număr al revistei. Păi atunci scoatem o nouă ediție. E singura soluție. Da, intră. Bună ziua. Bună ziua, domnule administrator. Dumneavoastră așteptați. Da. Da, dau dispoziție la tipografie pentru a doua ediție. Bine, da. Așteptăm, noi ne ducem. Domnișoară, cu ce vă pot servi? Luați loc, vă rog. Mulțumesc, sunt foarte emoționată. De ce emoționat? Am citit ultimul număr al revistei. Ah, da, emoția dumneavoastră e măgulitoare pentru mine. Dumneavoastră sunteți primul redactor? Da, eu. Dumneavoastră scrieți ce e mai de seamă în revistă? Mă rog, credeți ce vă convine. Ascultați de ce am venit. Da. Eu mă numesc Valeria Ciudin. Oh, sunt cansieriță la librăria Scrisul Modern. Când nu sunt clienți, citesc revistele. Drept să spun, până acum revista dumneavoastră nu m-a prea atras. Acum? Dar ultimul număr, vai! Ultimul număr... emoția iar mă copreșește. Da, de ce vă emoționați? Să spun... Vă rog. N-aveți să mă judecați rău? O domnișoară drăguță ca mata nu poate fi judecată decât bine. Am impresia că mă găsesc în fața unui mare geniu. Un mare geniu? Cum? N-ați știut că sunteți un geniu literar? Eu? Oh, așa sunt geniile modeste. Da. Și prezența mea, ziceți că vă emoționează? Nu e firesc. Vai, să vedeți la noi la librărie cum vine lumea și plătește pentru emoția asta. Ce fel? Când dau autografe scriitorii. Așa. Da, se păcălește. Lumea plătește cumpărând cărți, ia autografe. Dar peste genii nu dă. Iată, eu nu plătesc, dar stau în preajma unui geniu. Da. Și dacă vă cer și eu o plată? Plătesc cu tot dragul. Doar plătesc un geniu veritabil. Da, plata o iau singur. O dau colo, azi tot una. Atunci să vă iau o sărutare. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, n-auzi? Lasă-mă în țip, domnule Popescu, eu în țip. Cum? Popescu? Dacă știam, domnule Popescu, că dumneata nu cunoști măsura, nu mai veneam eu. Lăsam pe altcineva. Da, ce-i cu voi? Ce ați venit aici cu bagajele? Noi plecăm, domnule Țăruș. Țăruș? Ion Popescu? Avem o socoteală cu dumneavoastră. Un rest de salariu, să dați vorbă la administrație. V-ați supărat așa de tare că plecați. A fost doar o glumă. Glumă? Da, ați dat la tipar ce trebuia. Da, manuscrisul cel bun. Norocul. Ia uzi, vă... Ia vezi, Ghiță, ce-i pe sală. Da, ia vezi, Ghiță. Revista! Să te dea revista! Nu știu la magazie, vrem revista! Unde ai, domnul director? Stați, oameni buni, stați! Spune-le că este o nouă ediție mâine seară! Tăcere, vă rog, tăcere! Tăcere! Domnul prim redactor a hotărât să scoată o nouă ediție. Așteptați! Așteptați să fac listă de comenzi. Veniți apoi mâine seară. S-a înțeles? Așa, oamenii. Așa, mâine seară. Ghiță, eu mă duc la tipografie. Vezi ce comenzi aduc cei de afară. Notează și comanda domnișoarei Valeria Ciudin. Am înțeles. Așa. Mă iertați, domnișoară. Mă rog, domnule Țăruș. Marinică, na, hârtie, creion, treci afară. Și înseamnă comenzile. Așa. Eu car boartele tără. Bine faci, bine. Ce succes, domnule. Da. Ce succes. Revista dumneavoastră a dat o mare lovitură. Asta ce-i drept, grozavă. Dar aș vrea să-l cunosc pe autor. Pe care autor? Acela cu succesul. Dumneata, nu citești revista? Sunt sătul cu expediezi ce să mai citesc. Păcat. Vai, dacă citeai novela. Care nuvelă? Novela lui Ion Popescu. Le cunoști autor? Da, desigur. E un geniu mare. Vai, ce mare. Cum? Bună ziua! Bună ziua, domnișoară Lina. Căutați pe domnul Țăruș? Nu, nu-l caut pe el. Nu l-am mai văzut de când am plecat de aici. Și nici nu vreau să-l mai văd. M-am răzgândit. Cum așa, plecați? Vreau să-l găsesc pe Ionel. Pe domnul Popescu? Da, pe el. N-a mai fost pe aici. A plecat de atunci, strigând ca un nebun. Mă duc să o caut pe Lina, pe Liana. El mă caută. Da? Și eu m-am îndoit de el. Cum să dau de urma lui? Păi, dacă venea pe aici, îi spuneam eu unde sunteți, dar așa? Haide, liniștiți-vă, domnișoară, îl veți găsi. Îmi dați voie. Domnișoara e... prietena domnului Popescu, autorul nuvelei. Și te numești? Lina! Liana din nuvele! Dumneata ești! Da! Ce fericită trebuie să fii! Da, se cunoaște! Cum? Nu te simți fericită că ești prietena unui om mare? Fericirea mea a fost ca un urcior frumos. L-am scăpat din mână. S-a sfărâmat. Nu s-a sfărâmat. Vă căutați unul pe altul, vă veți găsi. Cum să-l găsesc în zarva asta de București? Nici n-am unde sta. Plec acasă. Mai ales acum. textul acesta nemaipomenit. S-a tipărit novela? Are succes? Cum? Nu știi? Nu știu nimic. Din povestirea lui te cunosc. Liana, ochii negri. Domnule Ghiță, n-am zis o revistă. Să văd și eu. Ah, cât am dorit. Cât am visat să o văd tipărită. Aveți aici un exemplar. Da, da, novela. Novela. Novela cum am trecut-o eu pe curat. O, ce veselă sunt! Unde ești, Ionel, unde ești? Să trăim bucuria noastră cea mare, draga mea, vrei să-l găsești? Cum n-aș vrea? Învață-mă, ajută-mă, domnișoară, gândul meu e numai la el, am să-i cer iertare. Mă caută, mă iubește, mă va ierta. Uite ce e, domnișoară Lina, mergi cu mine, da. Eu stau cu mama. Da. Domnul Popescu trebuie să vină pe aici până la urmă. Nu-i așa, domnule Ghiță? Da, da, sigur. Trebuie să-mi domnul Ghiță are să fie bun să ne dea de veste. Da. Vine la mine la librărie, da? Cum să nu? Cum să nu? Și dacă-l găsești, da? Îmi făgăduiești? Că ai să mă lași să-l privesc așa mai de aproape. Vreau să trăiesc și eu bucuria de a fi văzut un om genial. Da, da, am să te las. Da, n-ai să te uiți tare, tare. Nu, nu așa tare. Să nu-l de ochi. Aș. De altfel nu-ți relea de ochi. Bine. Dacă nu, atunci... Am înțeles. Bine, da, da. Să mergem. Domnule Ghiță, da. Înseamnă 300 de numere pentru mine, să nu uiți. Atunci ne-am înțeles, da? Când vine domnul Popescu. Te rog, domnule. Nici o grijă, domnule. Te vestesc imediat. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. 300 de numere. Ei, bărbate, ai văzut? Tot eu am avut mână mai bună. Ba nu, n-a vrut să ne dea afară. Numai întâmplare a făcut. Ce întâmplare? Ai uitat cât m-am războit cu tine? Te-ai războit. 10.500 de exemplare pentru capitala. Ai văzut, mama? Eu am fost cu norocul. Morisca mea... Ce noroc? Ce Morisca? Mintea mea a mers înaintea norocului. Dă-mi 5 să iau niște bomboane. Cere lui taică tu. Da, asigur, adică tu bați și eu să plătesc. De ce ești bărbat? De, plătește. Dacă asta e dreptate, fie. N-a băiet bani. Cumpără-ți bomboane. Da, da. Păi ce-o fi și asta? Ce s-aude? Căderea guvern? Ia, ia, ia. Noul prim-ministru ce spune? Se schimbă boierii de la cârma țării, Varvaro. Schimbă-se. Ce-am avut și ce-am pierdut, a? Dar știi norodul ce are și ce pierde cu schimbarea boierilor de la cârmă? Firește. Asta te roade acum, a? Ia mai bine, Marinică, hai să ducem noi restul de bagaje la noi. Da, bine faceți, bine. Să trăiți în tipografie. Ia măsuri pentru a doua ediție. Au venit comenzi pentru vreo 35.000 de exemplare. Succes mare! Da. Cheamă-l încoace pe domnul Țăruș. Da. Te văd mișcat, dragă Tiberiu. Dragă Amalia, chiar nesimțitor nu pot fi față de succesul revistei mele. Ce importanță are un succes în literatură? Succesele în literatură sunt cele mai îmbătătoare. Și succesele în dragoste nu sunt de luat în seamă? Nu, dimpotrivă. Succesul în dragoste... E cel mai mare succes. Atunci lasă-te de literatură. Nu poți sluji la doi domni deodată. Ori te ții de revistă, ori te ții de dragoste. Ei, chiar așa... Uite, un om cu milioanele tale nu trebuie să-și piardă vremea cu fleacuri. El are o singură datorie, o singură ocupație, să-și cheltuiască banii. Ușor îi adună, ușor să-i risipească. Atunci să lasă revista pe altă. Ocupă-se de ea cine are nevoie să-și facă rost de nume. Tu ai totul ca să fii fericit. Și atunci noi... Noi să plecăm. Da, unde? În Italia, la Abasia. Iar revista? O las. Cui o lași? O las, dracului. Așa, bravo, să te sărut. Cine? Nici o sărutare nu poți da ca lumea într-o redacție. Cine e? Intră. Mă iertați. Vreau să vorbesc cu domnul director. Eu sunt. Cine ești dumneavoastră? Îmi dați voie să mă prezint. George Piscaru, secretarul domnului prim-ministru. Noul prim-ministru Dolopan, care s-a instalat chiar azi. Da, îmi pare bine. Da, aș vrea să vă comunic ceva. În legătură cu revista? Da, desigur. Am să te rog să stai de vorbă cu primul redactor. Eu plec chiar azi în străinătate. Da. Părăsesc revista. Da. Domnul prim redactor va răspunde de toate. El va lua direcția. Ne iertați? Noi ne retragem alături. Da. Vorbiți cu domnul prim redactor, așa. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Fără nicio grijă. Bună ziua? Da, bună ziua. Domnul prim-redactor? Da, eu. Cu cine am onoare? George Piscaru, secretarul domnului prim-ministru Dolopan. Noul prim-ministru al țării. Foarte încântat. Domnul cine e? Domnul administrator al revistei. Îmi pare bine. Dar cu ce vă putem servi? Da, vin din partea domnului prim-ministru. Domnia sa a fost însărcinat cu formarea noului guvern. În grija sa mare pentru țară s-a gândit că cea dintâi reformă pe care trebuie să o facă e să înmulțească numărul acelora care pot cu râvna lor să fericească țara. Domnul prim-ministru a îndoit numărul miniștrilor. Cum? Asta înseamnă fericirea țării? Ah, da, am înțeles scopul vizitei dumneavoastră. Noi avem rubrica politică. Dumneavoastră ați înmulțit numărul miniștrilor. Aveți nevoie, dacă nu de încurajarea noastră, cel puțin aveți nevoie de bunăvoința tăcerii noastre. Oh, nu-i vorba de asta. Dar de ce? În numărul noilor miniștri s-a rezervat un loc pentru presă. Revista dumneavoastră a reportat un succes cu ultimul număr al ei. Un succes pe care nicio revistă în istoria tiparului nostru nu l-a obținut. De aceea, domnul prim-ministru a socotit că cel mai indicat reprezentant al presei nu poate fi altul decât conducătorul revistei Zări Limpezi. Domnule prim-redactor, sunteți așteptat să depuneți jurământul de ministru al presei. Bine, dar în cazul acesta ați greșit adresa. Noi avem un director. Am vorbit cu directorul dumneavoastră. Așa? Sigur, mi-a declarat că va trece cu dumneavoastră conducerea revistei. Domnia sa pleacă chiar azi în străinătate. Bine, nu, dar nu, trebuie să-mi răspundeți pe loc. Da, da. Se poate să rămână presa nereprezentată în guvern? E la mintea oricui. Mașina ministerului așteaptă la scara. Da, îndată. Domnule Țăruș, da. Revista cum rămâne? Cine o să o conducă? E, revista. Un ministru n-are timp pentru reviste. Da. Spune-i domnului director să pună pe altcineva. Da. Să facă ce o crede de cuvință. Domnule ministru, da? Lăsați-mi onoarea de a vă deschide ușa. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Vă salut, sunteți? A, uite-l și pe domnul Ion Popescu. Dar ce-mi stai în cale, domnule? Nu vezi, sunt grăbit. Vreau să ies. Ați văzut, am biruit. Bine, ai biruit. Și ce vrei? Am rămas de 4 zile fără un ban, fără mâncare. Am dormit în ceșmigiu. Dacă vreți pentru munca mea să-mi dați ceva, să mănânc și să mă întorc și eu acasă. E, domnule Popescu, ai căzut la timp nepotrivit. Vorbește cu domnul director. Eu nu mă pot ocupa cu mărunțișuri de astea. Acum mă cheamă griji mari. Țara, da. Țara, domnule Popescu. Așteaptă aici, dacă vrei, până vine directorul. Să mergem. Poftiți, să mergem. Să aștept. A plecat secretarul primului ministru? A plecat. Domnul Țăruș unde e? A plecat și dumnealui. Dar l-am chemat, vreau să-i trec direcția revistei. Prea târziu, nu mai vine. De ce? E ministru. Ce? Cum? Ce vorbești? Nu înțeleg. Cum? Ministru? Cu ministru? Cu ministru. S-a schimbat guvernul. Primul ministru însărcinat cu formarea noului cabinet a dat un portofoliu pentru presă. În urma nemaipomenitului succes cu ultimul număr, primul ministru s-a gândit că revista noastră e cea mai populară și directorul ei cel mai indicat să ocupe locul destinat presei. Dumneavoastră, ci că ați refuzat cinstea. Atunci a trecut-o domnului prim-redactor. Cu neputință. S-a întâmplat asta? Nu, nu-mi vine să cred. Dar nu se poate. Domnule administrator, ia lasă-mă puțin să gândesc, să mă dumiresc. Lasă, te chem eu îndată. Cum doriți, cum doriți, respectele mele. Saltare, saltare. Te uluiește noutatea asta, nu-i așa? Să-mi scape un loc de ministru? Cine ar fi putut să prevadă una ca asta? Un bărbat prevede. Ce pot face acum? Să nu te mai crezi că ești bărbat. Dar ce să mai mă tânguie? E prea târziu. Haide să ne căutăm de bucuria noastră. Bucuria noastră. Auzi? Ministru, să scapi o asemenea ocazie. Ce-mi trebuie să fiu ministru când am bani? Vorba ta, nu pot sluji la doi domni. Ori ministru, ori... Dragă, când sunt bani... Da, dar când ești ministru ai bani cât vrei. Că de ce ești ministru? Și pe deasupra ai glorie. Îți dai seama ce fericire este pentru o femeie să se știe iubită de un ministru. Lasă, ne împărtim pe loc. Acum nu se mai poate schimba nimic. Tu nu poți schimba nimic. Eu pot. Ai să vezi! Ce bărbat ești tu! Plec! Ce? Adio! Cum să... Ce înseamnă asta, Amalia? Înseamnă că locul meu nu e lângă tine, ci lângă un bărbat întreg. Asta înseamnă. Așa. V-ați chemat? Primul redactor a plecat, așa? Pe altcineva să pun la direcția revistii nu văd și nici nu vreau să-mi bat capul. Să iau conducerea eu din nou? Nici atât. Asta înseamnă desființarea revistei. Chiar așa, m-am hotărât. Lichidează revista. Isprăvește cât mai curând. Nu vreau să mai am plictisel. Ne-am înțeles, nu? Am înțeles. Așa, da, eu plec. Ce-i cu cerșetorul ăsta? Domnul director, voiam să vă vorbesc. Ce dorești de la mine? De 4 zile sunt pribeag. Pribeag? Știu. Am priceput, știi? Am venit să cer să mi se dea să am... Na, hai de la mine câțiva gologani. Ia-te la o parte din cara mea, să-l mă ating de hainele dumitale. Cu bine, domnule administrator, cu bine. Salut! Ei, domnule, ți-a dat, ce mai vrei? Du-te de aici. Eu n-am cerut de pomană. Ai cerut un ajutor. Ți-a dat omul ce-a crezut. Acum lasă-ne în pace, suntem destul de necășiți. Eu sunt Ion Popescu și nu primesc. Care e Ion Popescu? Eu am scris novela. Cum? Dumneavoastră? Nu cer pomană, cer dreptul meu pentru munca mea. Mă iertați, domnule Popescu. Acum nu se mai poate face nimic. Revista nu mai apare, lichidăm. Și apoi, noi nu avem niciun contract cu dumneavoastră. Dar eu n-am cu ce să vă ajut. Doar să vă dau un sfat. Duceți-vă la domnul ministru Țăruș. Poate că va găsi el formula să vă ajute. Să-mi dea poruncă. Singur de la mine nu pot face plăți. Varvara! Da, domnule administrator. Unde e Ghiță? În tipografie. Veste rea. Ce? Revista nu mai apare. Lichidăm. Căutați-vă de acum un alt loc. Hai de mine, dar cum asta? Simplu de tot. Succesul revistei l-a făcut pe primul redactor, ministru. Directorul s-a supărat foc și nu vrea să mai știe nimic de revistă. Cine e ministru? Domnul Țăruș? Da, el. A venit de la primul ministru și pentru succesul revistei i-a dat loc în guvern. Așa că... Pricep eu ce pricep. Pregătiți-vă bagajele. Vai. Nu te mai necăji să pricep ce n-ai făcut și nu poți desfaci. Domnule Popescu. Da, vă rog. Ascultați sfatul meu. Scăparea e la domnul ministru Țăruș. Cereți-i o audiență și rugați-l să se îndure de dumneavoastră. Noroc bun. Dumneata ești domnul Popescu? Da, eu. Acela cu manuscrisul? Da, scris de Lina, logodnica mea. Și ce cauți aici, domnule? Dumneata ești femeie de inimă. Am să-ți spun. Hai să înțelegi mai ușor. Da, eu înțeleg foarte ușor. Nuvela dumitale ne lasă pe drumuri. 2 oameni muncitori și un copil. Dar nuvela mea nu... Da, știu. A avut succes mare. Dar ce-am păcătuit noi, domnule, ca succesul dumitale să fie pacostea noastră? Bine, dar eu... Ascultă, domnule, mie nu-mi place vorbă multă. Mai umplu de năduf că nici nu mai văd înaintea ochilor. 1, 2, 3, care-te ori pe afară. Doamne, dar eu n-am... Ia-s-mă! Dar ce-i femeie? Te văd zburnite. Dar cum? N-ai auzit? Ba, mi-a spus domnul administrator. Ne-a dat afară. Mie nu-mi pare rău. Știu, te duci la crescut porci, la țară, să te sălbăticești. Nici tu cinema, nici tu cismigiu, nici tu tramvai, nici tu muzică. Mă, femeie, mă, la noi cântă ciocărlia, mierla și privighetoarea. Și te mănâncă purici. Cum ți-ai așternut, așa vei dormi. Dar ce, eu? Da, cine eu? Manuscrisul tău, scris de mână. Când spuneam eu că cel scris la mașină e cel bun. Acum ce tot faci pe grozavul? Bine că era cel scris la mașină. Da, mare deșteptăciune. Poftim ce ești. Mama, am desfăcut boccelele. Am pus toate la locul lor. Ai desfăcut boccelele, hai? Fii răi tu al naibii să fii drac de copil. Ai desfăcut boccelele. Păi le-ai spus, mata, așa? Ce, ne-ai făcut dihanie cu morișca ta? Auzi, manuscris la noroc. Ia, stai tu, că te învăț eu pe tine. N-am făcut nimic. N-ai făcut nimic, hai, în pricina ta ne luăm acum trai să-mi spinare. Da, de ce din pricina mea? Lasă băiatul în pace, femeie, că n-are nicio vină. Pare, că uite, ne-am pierdut slujba, am rămas pe drumuri. Acum să pleci și să faci boccelele la loc. Hai, pierd în fața mea, cu vii la furisice. Mamă, mă duc. Și acum, ascultă, colea, bărbate. Spune, femeie, spune. Eu la bișchir nu mă întorc. Să mă râdă pe mine marandalul Călțău că nu m-a primit Bucureștiul? No, eu mă duc la domnul prim-redactor Țăruș. Acu e ministru. E, și ce-i dacă ministru? Ce, noi n-am muncit aici pe rupte? Am muncit, da. Slavă Domnului! Și acum să ne lase așa pe drumul ca pe niște câini? No, eu mă duc la domnul ministru Țăruș. Pentru ce? Da, cum pentru ce? Dacă să-i cer banii noștri, banii ce ni se cuvin pentru tot ce am muncit aici. Stai, femeie, stai, nu te grăbi. A, bă, eu mă grăbesc foarte mult. Stai, n-auzi, stai! Stai că merg și eu cu tine. E bine, așa da. Poate că ne face roșii de o nouă slujbă, ai? Cine? Domnul Țăruș? Păi, da ce? Păi nu se omora el cu omenia când era doar prim-redactor, dar acum când e ministru... Păi să ne dea măcar simbria pe cât l-am slujit. Cu banii aceia ne întoarcem la țară și ne umplem poiata cu purceluși. Nu mai vreau să fiu slugă. Mă întorc în satul copilăriei mele. Stai! Stai mai întâi să ne vedem cu banii în mână. Păi da. Că eu fără bani de aici din București nu mă duc. Bine, femeie, bine. Bine. Ne aflăm în cabinetul noului ministru al presei, Ștefan Țăruș. Ministrul stă de vorbă cu fostul său șef, domnul Vântu, a cărui cerere a examinat-o cu toată solicitudinea. Dragă domnule Vântu, ți-am aprobat totul după cum ai cerut. Comisia va pleca în străinătate sub președinția dumitale. Ai libertatea să stabilești componența comisiei după cum dorești. Eu pot să-mi iau și două dactilografe? Eu nu mă opresc la lucruri mărunte. Vrei 2, 3, 10? Comisiei principalul. Dactilografele, prin urmare, le numesc eu. Fără îndoială. Așa, acum cheltuielile de reprezentare. Da, 500.000 de lei pe zi. Ah, ce vorbești, dragă? 500.000? 2 milioane. Cum? Gândește-te, Statele Unite, valută forte, viață scumpă. Da. Se poate să-mi dați numai 500.000. Da, să nu bată la ochi. A, ce să bată la ochi? Ei, hai. Hai, 700.000. Da, da, te tocmești. Ei, hai, bine. Ca să nu spui că sunt căpățânat, hai, pune 1 milion. Fie, 1 milion pe zi. Când pleci? Mâine. Dar să nu uit, dragă, voiam să te întreb. Mi-ai povestit întâmplarea cu manuscrisele. Cum ai avut curajul să propui pentru tipar novela lui Buftea, pe care nici nu o citisești? Foarte simplu. Întâi, nu-i nevoie să ai curaj să tipărești o prostie. Al doilea, dacă se iscă vreo discuție, răspunde. Buftea e un autor naiv, crud, bolovănos în expresie ca un primitiv. O izbucnire în literatura sufletului sălbatic, gol, neschimonosit de cultură. E omul așa cum este, original, fără hamurile greoaie și înzorzonate ale scrisului de până acum. Și așa mai departe. Pricepi? Cine vrea crede, cine nu, atâta pagubă. Minunat om mai ești. Acum văd, da, făcea să ajungi ministru. Da, zilele astea am trăit clipe, cum să le spun, demonstrări. Îmi ziceam, cum de-am scăpat prilejul de a fi eu în scaunul acela, vezi? Numai datorită mie ești ministru. Dacă nu mă hotăram eu să strec conducerea revistei... Desigur, desigur. Da, mi-a spus secretarul primului ministru. De aceea nici nu mă dau în lături să fiu pentru dumneata ceea ce trebuie să fiu. Ce fac nu e numai pentru fostul meu șef, dar e și pentru cel ce m-a înlesnit să ajung aici. Așa, da. Să fii sănătos, dragă Țăruș. Eu mă duc. Cât rămâi în străinătate? Știu eu cât o pot lungi cu lucrările comisiei. După ce termin, mai văd eu. Atunci noroc și petrecere frumoasă, domnule Vântu. La revedere. La revedere și cu bine. Domnule ministru? Cine urmează? Urmează domnul Jenica Buftea. Da, să poftesc. Să trăiți, domnule ministru! Ce vânt te aduce la mine? Nuvera? Ce nuvera? Am uitat de ea ceva. Nu te mai însori? O, ba da, cu să... Atunci? Știți, dar viitoarea mea zice că dacă nu-s romanțier, Mă ia dacă i-aduc un ministru ca naș la cununie. Am priceput. Vrei să-ți fiu naș. Adică în locul tipăririi nuvelei, închem socotă. Să-ți fiu naș. Nu m-am gândit la banii dați atunci. Ți-ar face câteva zeci de lire. Domnule, principalul a fost că am adus manuscris. Ia închipuița noastră. Dacă nu l-aduceam, se mai publica celălalt. Și dacă nu se publica celălalt, mai era succes. Și dacă nu era succes, înțelegeți? Nu mai era ministru, vrei să spui? Nu, n-am vrut să-i spun asta. Dar dacă spuneți dumneavoastră, tot aia. Adică eu v-am fost naș pentru intrarea în guvern și acum... Să-ți fiu naș pentru intrarea în căsătorie. Bine, domnule Buftea, voi fi nașul dumneavoastră. Bravo, mulțumesc, domnule, mulțumesc că mă să comand invitație la tipografie. Să știți că de duminică în 5 săptămâni. Bine. Vă salut, domnule. Respectele, domnule. Mulțumesc că... Să trăiești, finule! Să trăiești, nașule! Domnule ministru, domnișoara Amalia Coardă. Amalia, ai venit înapoi la mine că m-am făcut ministru, nu? Ba, am venit că te-am făcut eu ministru? Cum? Mai chiar pretenția asta? Nu, zău. Crezi că mi-a fost mie drag directorul Vântul? Vai, tot mai priceput. Nu. Și te lauzi că ești ministru. Ascultă, m-am dus după Vântul cu un plan. Să-l amețesc, să lase revista, să o lase, înțelegi? Ca să nu poată fi el ministru, ci tu. A fost un șretlic de-al meu. Așa. Da. Și acum când tu ești ministru și nu el, am venit la tine ca să mă bucur de ce am făcut. Am înțeles. Tu m-ai făcut ministru. Eu... Și nu mulțumești? Ba da, Amalia. Să te cuprind în brațe. Să te sărut. Tot aceeași ai rămas, Amalia, cea dulce. Luăm prânzul împreună. Într-un separeu. Da, la Paradisul Gastronomic. Până atunci, ca să nu mă plictisesc, dăm mașina ministrului să fac o plimbare până la Snagov. Da, foarte simplu, foarte simplu. Mașina e la dispoziția domnișoarei Amalia până la amiază. Am înțeles, domnule ministru. Pa! La revedere, Amalia. Da, ce mai e? Mai așteaptă în anticameră soții Varvara și Ghiță Bârzu. Da. Dar să intre. Să trăiți, domnule ministru. Familia Bârzu, da. Dar cu ce treburi pe la mine? Băi, revista se desfințează. Bărbatul meu spune, hai acasă la Bișchir. Da. Eu zic însă că mai întâi trebuie să ne plătiți ceea ce ni se cuvine. Da, domnule. Cine, eu? Păi... Revista la care am muncit. Păi duceți-vă acolo. Acolo n-a mai rămas decât administratorul și el zice că nu i s-a dat niciun ordin ca să ne plătească simbria. Da, nici eu nu pot să dau acest ordin. Nu mai am nimic de a face cu revista Zări Limpezi. Cum? De ce n-ați vorbit cu domnul Vântu adineaur când a ieșit de la mine? Era grăbit, nici nu s-a uitat la noi. Regret, n-am ce vă face. Da. Poate că ne găsiți măcar un loc unde să putem munci mai departe. Eu să vă găsesc? Duceți-vă la biroul de plasare. Da, asta ne pricepeam și noi, dar ne-am gândit că poate aici, la dumneavoastră. Unde? Păi aici, în minister. În minister nu-s locuri libere. Când ministru vrea... V-am spus că nu-s locuri libere, nu-s. Lăsați asta la o parte. Altceva? Altceva n-avem. Atunci, bună ziua. Vreau să zic așa, domnule ministru. Eu vin la dumneata și dumneata îmi zice așa pe nerăsuflate, bună ziua și pleacă? Bine, femeie, dar știi că ești îndrăzneață? Că-mi cer dreptul de la dumneata. Ce drept? Păi nu te-am făcut eu ministru. M-ai făcut tu ministru? Dar m-am certat cu bărbatul meu când voia să ducă manuscrisul celălalt. Așa, cum l-ai pus dumneata. Eu i-am spus nu, nu-i bun, celălalt. Și acum ce vrei de la mine? Ce vreau? Nu mai vreau nimic de la dumneavoastră. Dacă e așa de greu ca să ne dați o mână de ajutor, mai bine lipsă. Hai, bărbate! Bună ziua, domnule ministru! Am plecat! Stai, femeie, domnule ministru, eu vă mai rog totuși... Ce? Vrei să-mi spui și tu că m-ai făcut ministru? Nu, ferească Sfântul, eu vă rog să interveniți într-un fel ca să ni se plătească lefurile. Gândiți-vă că am muncit acolo la revistă. n-am mai primit bani de 3 luni de zile. La urmă urmii, este dreptul nostru, nu? Probabil. Ei, atunci vorbiți dumneavoastră cu domnul administrator. Bine, bine, stai puțin. Așa. Am să vorbesc cu administratorul. Vă mulțumesc, domnule ministru. Ați sunat, domnule ministru? Da, dăm legătura cu administrația revistei Zări Limpezi. Imediat. Da. Mai așteaptă cineva? Da, domnule ministru, un nenorocit. Vine de 3 zile într-una. Am dus la lung, dar m-am răzgândit să nu vuiască pe urmă ziarului democrat. Bine, bine, bine. Introdu-l aici și caut între timp pe administrator la telefon. Am înțeles, domnule ministru. Intră, domnule. Mulțumesc. Am onoarea să vă salut. Da. Bună ziua, da. Ce dorești? Eu am venit... Ah, e chiar Ion Popescu, acela cu... Vai, săracul, în ce hal a ajuns. Alo? Alo, administrația revistei Zări Limpezi? Da, cine e la telefon? Administratorul, foarte bine. Aici e ministrul presei, Țăruș. Bună ziua. Dar te rog să achiți salariile soților Bârzu. Da, 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 cei 2 servitori. Au venit pe capul meu, da, fă ce-i știi, dar nu mă lăsa pe mine să rezolv asemenea încurcături. Ei, Ghiță, ești mulțumit? Da, domnule ministru, da. Da, poate faceți ceva și pentru dumnealui Zău. Cine e ăsta? Da. Dar ce vrea? Eu vă rog să... Vorbește mai tare. Sunt istovit de foame, de boală. Ești șomer? Nu mă mai cunoașteți. Nu. Foamea, boala fac pe om de nerecunoscut. Lasă teoriile, faptele. Cine ești? De ce ai venit la mine? Eu sunt Ion Popescu. Ion Popescu? A, cel cu novela. Da, da. Dragă domnule, dar arăți prost. Vrei să-ți dau un ajutor de la minister? Milă? Ca la un cerșetor? Nu, nu, nu e vorba de milă. Novela mea a avut un mare succes. V-a folosit chiar dumneavoastră. Da. M-ai făcut ministru, nu? Pentru muncă cinstită, plată cinstită. Asta cer. Drepturile mele de autor al unei lucrări publicate. Bine, dar trebuie să știi, revista n-are niciun contract cu dumneata. La noi plata pentru articole era onoarea de a fi publicate. Onoarea... Dar, în sfârșit, de ce bani ai nevoie? 500 de lei ți ajunge? Ca să mă întorc acasă îmi trebuiesc 506 lei. Bine, 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 bine. Iată, îți dau o notă la administratorul revistei. 506 lei. Poftim nota și drum bun, drum bun. Mulțumesc. Eu terminând cu audiențele vă las. Mă duc să prânzesc. Bună ziua! Bună ziua, domnule. Ei, ia zi, domnule Popescu, mă mai cunoști? Ușierul de la redacție. Da. M-ai dat afară prima dată când am venit. Da, da, te-am dat, dar te-am dat prost. Dacă te-aș fi dat afară, bine, bine, până în stradă să nu te mai fi întors. Nu era el ministru, dumneata Bonlav și Lina dumitale. Știi unde e? Unde e Lina? Ai milă de dragostea mea. Îți spun. Dar... Dar să-mi răspunzi, de ce vrei să o vezi? Păi mi-e dragă. Da, și cum vrei să o vezi, așa slab, prăpădit, bolnav? Da, da, n-am mâncat de 1 săptămână. Mai bine uite ce. Ei, vin încoace. Da. Așează-te aici în jilțul ministrului. Da. Haide, 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 stai, stai, așează-te aici, cum îți spun eu. Așa, ia. Of, lucru de bază. Un ministru flământ. Stai, na, ia și mănâncă. Uite, în traista mea am de mâncare. Poftim. Așa. Astâmpără-ți foamea. Și apoi îți voi spune de Lina. Haide, haide, mănâncă. Așa. E, dragă domnule Popescu, mă uit la prostia mea, mă uit la priceperea dumitale. Hrană pentru nevolnici. Da, da, e plin Bucureștiul cu oameni ajunși fără lețcaie. Mi-e scârbită și măduva din oase. De aceea fug de aici, departe. Mă duc să mă apuc să cresc porci. Dar ce, nu mai mănânci? Nu, mi-au ostenit fălcile. Atunci bea. Așa, bea să capeți putere. Mulțumesc. Așa. E, și după ce te vei zdrăveni, ce aduce eu pe Elina? Da. E? Haide, haide, scoală. Așa, așa, încet, încet. Așa, domnule Popescu. Să mergem cât mai departe, la aer. Aici duhnește urât. Au trecut apoi câteva săptămâni. Ne aflăm acum într-o odăiță modestă din marginea unei mahalale bucureștene. Odăița este a unui prieten de-a lui Ghiță, la care acesta trage în gazdă când vine să-și vândă produsul muncii lui la oraș. De data aceasta Ghiță nu e singur. A adus cu el și pe vechea noastră cunoștință Ion Popescu, care arată în orice caz mult mai bine decât era când l-am cunoscut. Ion Popescu a murit. Uite extractul de moarte. A murit, dar... Frate, dacă a murit, ce vrei? Spune-mi o minciună că Ion Popescu a murit. Eh? Ziarele au anunțat moartea lui. S-a făcut vâlvă. Poetul, marele poet și novelist Ion Popescu a murit. Bine, da. Toată lumea știe că Ion Popescu s-a retras la mine la țară. Toată lumea știe că nicio editură n-a vrut să-i tipărească lucrările. Da, da. Toată lumea știe că singurul lui volum s-a tipărit în agoniseala muncii noastre. Unde vrei să ajungi? Gândește-te, s-au pus în mișcare autoritățile, instituțiile culturale. Și adică de ce să nu se pună? Nu s-au mișcat când știau că poetul e viu? Lasă-le să zburde acum când știu că e mort. Haide, 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 ia-ți geamantanul și intră aici în chilerul acesta, înțelegi? Da, și, da e cam strâmt, e adevărat, dar intră, haide frate, intră odată, da. Afară gem străzile de lume, trebuie să vină și cei mari, hai nu te mai codi, da. Bărberește-te, spală-te, schimbă-ți haina, fă-te într-un cuvânt frumos, dacă e bal, bal să fie. Ei, auzi, domnule, să nu-mi dea drumul tocmai mie. O să-mi dărătice. Păi ce, asta-i poliție? Le-am spus, le-am explicat, i-am spus că-l cunosc pe defunct. Nu, nu și nu. Vă rog, liniște. Poftim tocmai acum când sunt prind de năduf până în gâtă. Ascultă, da. Unde-i mortul? Acolo, în chiler. Ușa-i închisă bine? E, na, și-o fi frică de mort acum. Da, domnule, da, mi-e frică, mi-e groază, mi se face părul măciuca, nu altceva. Dar ce ai pățit? Ascultă, domnule, am vrut să mă însor. Da, știu. Dau să-mi public romanul, hop, înaintea mea Ion Popescu. Se publică novela lui Ion Popescu. Nu mă pot însura din pricina lui Ion Popescu, auzi, beata. Treceți, stai să vezi. Ajunge domnul Țăruș ministru. Da. Fie zic, dacă primește domnul Țăruș să-mi fie naș, se drege. Mă însor fără roman. Ei bine, domnule, se hotărăște data anunței, irevocabil astăzi, pe azi, fii atent, pregătesc nunta, tot în sfârșit și hop, Ion Popescu, moare Ion Popescu. Ghinion. Domnul ministru trebuie să țină un discurs la mormântarea lui Ion Popescu. Nu în cap de Ion Popescu când e viu, nu în cap de Ion Popescu când e mort. Mă rog, nu mai pot trăi de Ion Popescu. Bine, domnule Buftea, fă și data anunta după mormântare. Ce vorbești, domnule, ce vorbești data? Nu vrea mireasa? De ce? Zice, păi are dreptate, cum adică să vină nașul de la pohod la cununia, e? Socotește și data, are dreptate, biata fată, domnule. Are dreptate, biata fată. Amână și data anunta. Nu, ba, eu zic că, ascultă aici, așa, mâna ta mormântare. Lasă, domnule, înțelegi, de la cununie la mormântare mai merge și, cum vorba aceea, vorba lungă-i sărăția omului. Ia te poftim aici, ia te-ți dau 5.000 de lei, hai, amână mormântarea, hai, lasă că mai ține mortul. Haide. Ce, nu iei bani, să-mi bani, nu glumă? Domnule Buftea, a fost odată ca niciodată. Adică ce? A fost odată când eram slugă la boieri. Azi nu mai sunt. Păi... Ce deosebire. Vezi, Ion Popescu, acela de care nu încap dumneata. Păi ce cu el? El m-a scos de la stăpâni. Așa. Și întorcându-mă acasă, tot el m-a îndrumat să citesc, să-mi șlefuiesc mintea. Foarte bine, da. Acum mi-am schimbat judecata, am alte păreri despre lume. Adică, acum privirea mea poate înfrunta pe oricui, de pildă și pe adumitale. Păi da, să o ștergi cât mai repede de aici. Haide, ieși! Ieși afară! Ieși afară! Da, intră! rușine, domnul ministru și notabilitățile culturale. Da, să vie sănătos. Poftiți, domnule ministru. Aici nu văd nicio pregătire. Unde-i catafalcul? Nu e încă gata tot, domnule ministru, știți, mai e puțin. Dar e ora fixată, nu? Mie mi s-a comunicat abia înainte de prânz. Dar unde-i defunctul? În odaia de alături, domnule ministru. Putem să-l vedem? Îndată, știți, bărbieritul, spălatul, îmbrăcatul. Da, a stat omul la țară, la porcărie. Acum, între dumneavoastră, oamenii trebuie să fie spălat, dichisit. Asta în cinstea dumneavoastră, nu? Să începem. Întâi din partea femeilor. Da. Dumneavoastră, domnișoară Amalia Coardă. Stau înduioșată la catafalcul geniului care a cântat duios femeia. Ce pot face altceva decât ce-ar fi făcut în locul meu milioane de femei? Să vărs doar lacrimi de durere și de admirație pentru poetul gingășiei femenine. Întristată adunare, din partea guvernului vorbește acela a cărui durere e îndoită pentru pierderea marelui geniu național care a fost Ion Popescu. Mă doare ca român, dar mă doare mai ales că eu sunt părintele lui literar. Eu sunt acela care l-a scos la lumină din necunoscut, din umilință la glorie, din trecător la veșnic. Voi purta întotdeauna mândria puterii mele de a fi înțeles pe Ion Popescu la timp. Întristată adunare, acum când privesc fruntea lui Ion Popescu, stând liniștită în fața veșniciei. Ce? Priviți pe Ion Popescu, poetul, geniul viu și natural. Ce? Dar ce înseamnă nerușinarea asta? Ion Popescu trăiește? După cum vedeți, domnule. Niște nespălați să-și râdă de noi. Domnilor, vă pare rău că Ion Popescu trăiește? Asta e bătaie de joc. Eu am crezut că vă veți bucura. Asta e curată excrocherie. E vreun procuror pe aici? Da, domnule ministru. Domnule procuror, ai fost de față. Fapta este fără precedent. În văzul tuturor, în auzul țării, un domn scriitor a îndrăznit să înșele pe cele mai înalte personalități ale neamului. Adevărată excrocherie. A urmărit un câștig nerușinat. Se ia răsplata în viață, răsplată care nu-i se cuvenea decât după moarte. Domnule procuror, caută textul în codul penal. Trebuie să se găsească unul. Ion Popescu să fie pedepsit aspru. Nu uita și complicele. Auziți, lacom de mărire. Ce escrocherie! Și acum, domnule procuror, să vă povestesc tot. Fiecare caz are lacrima lui. Să vedeți cum a fost. Acum 4 zile a murit un om. Îl chema tot Ion Popescu, din cartierul Dudeștilor. Iată extractul de moarte. Am ținut să dau ajutor familiei și m-am dus la cimitir să-i rânduiesc cele de îngropare. Acolo întâlnesc, făcuse parastas, pe un prieten, expeditor la un ziar. Ca oamenii, ne-am dat în vorbă. M-a întrebat ce caut la cimitir. I-am răspuns, îngrijesc de mormântarea lui Ion Popescu. Asta a fost, vă zic, alaltăieri. Ieri, după mormântarea omului meu, pe la 5, mă duceam acasă la treburile mele. Mă strigă unul venind în fugă. Bănuiesc că a fost un gazetar. Tramvaiul pornea. El nu s-a putut urca, dar îmi strigă: adevărat că a murit Ion Popescu? Eu i-am răspuns: da. Atât a fost. Ziarele de seară au vestit moartea poetului Ion Popescu. Poetul e. Cele de dimineață la fel. Se știa că dânsul stătea la mine. Când am văzut încurcătura, mi-a venit în minte gluma. Am trimis în taină după dumnealui. Cui mă întreba, spuneam că mormântare e azi la 5, pentru că la 5 domnul Popescu trebuia să ajungă aici. Restul nu știți. Excrocherie? Ce numiți dumneavoastră excrocherie? Da. Excrocherie, da. Înșelăciunea pentru câștig material din paguba altora. Ai găsit-o aici, domnule procuror? Nu. Și totuși aici e o mare înșelăciune, un mare câștig, o mare pagubă. Înșelăciunea a făcut pe domnul Țăruș și pe alții să câștige măriri și bani. Asta pe munca și în paguba domnului Ion Popescu, pe munca și în paguba unei țări de oameni trudnici și cuminți. Am dreptate, domnule procuror. Să înțelegeți situația mea. Eu nu pot spune nici da, nici nu la astfel de întrebări. Pentru rest, mă voi sătui cu colegii mei. Așa, vă salut. Așa, bună ziua. Iată o petrecere care m-a obosit. Curând vei vedea cât ai câștigat. Da, am câștigat numai amărăciuni. Amărăciunile sunt uneori pietre scumpe. Chiar când e vorba de iubirea cea mai curată. Da, să știu, sufer din pricina dragostei. Nu meritam. Cum? Purtarea Linei m-a depărtat de ea. Nu mă voi apropia de dânsa niciodată. Niciodată. Cum adică? Crezi că Lina a greșit prea mult? A plecat. I s-a părut că nu o mai iubești. S-a turburat, dar și-a recunoscut greșeala. De altfel, fără nicio urmare, ea a plecat de la Țăruș înainte de a veni dânsul acasă. Și acum se păstrează curată cu gândul numai la dumneata. Știu de la prietena ei, caserița. Ia? Aha. Bănuiesc, adică ce, sunt sigur. Ia să vedem și... tocmai la vreme, domnișoară Lina. Lina! Chiar dumneai. Ia, primește-o. Mai trăiește, Lina, vechea mea Lina. În carne și oase. Dar în inima mea. Poetul Ion Popescu scrie într-un loc cam așa. E mai adevărată iubirea în ascunzișul inimii decât pe învelișul ei. Caut-o în adâncul inimii. Scociorește-l bine, adevărul e acolo. Ionel. Haide, nu-i răspunzi. E domnișoara Lina. Iubirea dumitale. Vâltoarea lumii e ticăloșită de năravurile celor puternici, dar în ea curăția acestei tinere s-a păstrat neștirbită. Haide, crede-mă, dumneata mă cunoști doar destul de bine. Mi se cuvine să mă crezi. Crede-mă! Ionel! Lina! Ionel! Iartă-mă! Lina. Da, dragostea mea. Lina, iartă-mă tu. M-am îndoit de tine. Regăsirea noastră ne va ierta pe amândoi, Ionel. Ați ascultat Morisca, adaptare radiofonică după comedia cu același titlu de Ion Luca. Distribuția a fost următoarea. Tiberiu Vântu, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Amalia Celadima, artistă emerită. Varvara Bârzu, Puica Stănescu. Ghiță Bârzu, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Ion Popescu, Octavian Cotescu. Raluca Vântu, Cocainescu. Ștefan Țăruș, Constantin Berezeanu. Lina Imas, Rodica Suciu. Valeria Ciudin, Rodica Tapalagă. Jenica Buftea, Nae Roman, artist emerit. Lucian Cănel, Aurel Ghițescu, artist emerit. Secretarul, Vasile Florescu. Administratorul Nicolae Botez Lucian. Șeful de cabinet Coti Hociung. Procurorul Tudorel Popa. Funcționarul Horia Căciulescu. Marinică Gheorghe Colceag. Crainicul Tiberiu Simionescu. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.